Dacă ochii sunt oglinda sufletului, atunci limba cu siguranță poate fi numită oglinda corpului și sănătății. Culoarea limbii, forma sau prezența învelișului alb spune despre starea sistemului digestiv și al altor organe. Este interesant faptul că medicul gastroenterolog la prima consultație va verifica limba dumneavoastră. Dar cu mult timp înainte de apariția medicinei tradiționale, verificarea limbii era un proces foarte des folosit printre medici. Această practică spirituală și medicală presupune analiza sănătății corpului și a sufletului prin observarea manifestărilor exterioare și a limbii. Medicii moderni avertizează, nicio boală nu apare brusc, mereu vor apărea mici semne și dacă brusc v-ați simțit rău, atunci cel mai probabil că nu ați fost atenți la semnele din corp. Astăzi vom vorbi despre acele trei lucruri pe care trebuie să le știți pentru binele vostru, așa că puneți un like și să începem! Înainte de a trece la simptomele periculoase, trebuie să aflăm cum ar trebui să arate limba unei persoane sănătoase. Limba este un organ muscular acoperit de mucoasă, foarte mobil, cu sensibilitate tactilă mare aflat în cavitatea bucală. Are un rol în prehensiunea alimentelor, în masticație, deglutiție. Culoarea normală a limbii unei persoane este roz, iar orice schimbare vizibilă a acestei culori poate fi un semn de alarmă. Dacă analizați cu atenție nuanța acesteia și modificările care apar în urma îmbolnăvirii, atunci puteți preveni diverse afecțiuni sau cel puțin puteți ajunge din timp la un medic pentru a depista o boală care este la început de drum. În mod obișnuit, limba trebuie să fie umedă, lipsită de crăpături sau amprente dentare, cu un depozit albicios într-o cantitate foarte mică. Care sunt cele trei simptome care spun despre problemele de sănătate? 1. Schimbarea culorii. Limba roșie indică faptul că temperatura corpului este mare sau că suferă de dishidratare. În același timp, culoarea roșietică a limbii poate fi un semn al faptului că există anumite probleme cu tensiunea arterială. Dar dacă pe limbă au apărut pete roșii, atunci acesta poate deveni unul dintre semnele cancerului de limbă sau a manifestării ulcerului. Când limba este palidă, atunci probabil aveți probleme de nutriție și probleme cu sângele, în special anemie. Din păcate, problema poate fi și în sistemul cardiovascular. Acest simptom deseori se întâlnește la pacienții cu insuficiență cardiacă. Bolile de sânge de asemenea pot duce la culoarea violetă a limbii. Apropo, această schimbare poate fi din cauza problemelor sistemului respirator. Limba galbenă sau gri deseori se întâlnește la fumători, iar dacă nu fumați, dar limba oricum este galbenă, atunci vă recomand să faceți un control la ficat și tractul gastrointestinal. Dar există și nuanțe mult mai înfricoșătoare. Culoarea neagră a limbii poate vorbi despre bolile ficatului și splinei, despre infecțiile virale sau chiar abcese. Culoarea albastră deseori se întâlnește la oamenii bolnavi cu rinichii. Nuanța albăstruie este cauzată de circulația slabă a sângelui, scorbut și otrăvire cu metale grele. Limba albă poate spune despre prezența infecției fungice și deshidratare. Iar dacă ați observat că limba voastră este de o culoare maro închis, atunci cel mai probabil aveți sângerare în cavitatea bucală, cum ar fi parodontită și gingivită. Placa albă de pe limbă. Cu cât mai accentuat este învelișul, cu atât mai grave pot fi problemele de sănătate. În mod normal, limba ar trebui să aibă o acoperire subțire și translucidă. Cum se formează? Păi, acesta este un mediu creat de microbi. Ea secretă mucus lipicios care le permite să se țină mai strâns de membrana mucoasă. Apariția plăcii albe întotdeauna avertizează de scăderea imunității, iar din această cauză apar mulți microbi. După tratarea bolii, învelișul alb dispare rapid. Cu siguranță orice persoană s-a confruntat cu placa albă de pe limbă, dar iată petele albe de pe limbă, de sub care nu se văd papilele gustative și membrana mucoasă, pot vorbi despre problemele mari de sănătate. În cele mai multe cazuri, astfel se manifestă candidoza sau aftele în gură. Ele sunt cauzate de patogenele din clasa Candida. Ele sunt numite patogene, deoarece aproape toată lumea le are în organism în cantități mici, care trăiesc liniștit în corp și nu încurcă pe nimeni. Dar îndată ce mediul devine favorabil pentru reproducerea lor, atunci apar o mulțime de bacterii din cauza cărora limba devine albă. Ce poate servi drept impuls pentru dezvoltarea candidozei? Purtarea protezelor dentare, diabetul sau administrarea unor medicamente. De exemplu, antibioticele distrug microflora, ucigând nu doar microbii patogeni, dar și pe cei benefici.
Leucoplazia. În timpul acestei boli, membranele mucoase sunt afectate, epitelul devine keratinizat și dur. Această afecțiune deseori apare la fumători și cei care consumă alcool. Principalul pericol constă în aceea că la 3-15% dintre pacienți această boală se transformă în cancer. Deci dacă ați depistat asemenea simptome, atunci vă recomand să mergeți la medic. Limba geografică. Limba geografică este o anomalie a limbii care se prezintă sub forma unor zone de leziuni depapilate de culoare roșie, cu un contur neregulat, asemănător cu o hartă, de dimensiuni variabile, de obicei circulare, unite printr-o bandă albă situată pe fața dorsală sau pe marginile limbii. De obicei, patologia este cauzată de alergie, deficiența oligoelementelor sau vitaminelor, precum și stresul regulat. Pe lângă intensitatea și consistența plăcii, este importantă și culoarea sa. Dacă ați observat un strat maro, atunci plămânii sunt afectați. Culoarea galbenă vorbește despre problemele digestive, a intestinelor, splinei sau vizicii biliare. Placa albă simplă, dar cu o intensitate mai mare decât de obicei, deseori vorbește despre problemele cu tractul gastrointestinal. Stratul gros de pe limbă deseori spune despre constipația cronică, iar dacă placa albă este situată pe mijlocul limbii, atunci se presupune prezența gastritei, iar când stratul de placă se acumulează doar la rădăcina limbii, atunci persistă inflamația intestinală. Crăpăturile combinate cu nuanța închisă indică deficitul vitaminei B și niacina. Dacă nu aveți un strat alb pe limbă, dar peste tot au apărut microfisuri pe limbă, atunci trebuie să verificați intestinele precum și alimentația, deoarece așa reacționează organismul la alergie. Dacă au apărut ulcere și asta sigur nu este rezultatul unei răni mecanice, atunci putem suspecta boala Crohn, adică inflamația tractului gastrointestinal precum și tuberculoza. Dar un singur ulcer poate vorbi despre sifilis. O astfel de rană de obicei nu doare, dar oferă motive de îngrijorare. Videoclipul de astăzi are foarte multe informații utile, iar acest lucru nu este surprinzător, deoarece limba poate spune foarte multe despre sănătatea voastră. Iar acum este timpul să mergeți în fața oglinzii și să verificați în ce stare se află limba dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vi s-a părut util acest episod, atunci împărtășiți-l cu rudele și prietenii voștri. De asemenea, puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!